De ce nu să aleg aici? Pentru că domnul Becali a fost foarte... Mă, bun, mai aproape, așa? E loc cum vrei, hai, bine, mai aproape. Stai. Așa, mă, trebuie. Domnul Becali... Pune asta sub tine, că trebuie să fii mai înalt. Așa, da. I-am dat scaunul, mai ce vreți, stea ca patron la aceeași înălțime, după aia când joacă și treabă, fac ce vreau, dar puteți să-mi vadă de la început că e mai mic ca patronul. Așa, uite că e bine acum, vezi? Da, deci, am ajuns eu de 1,75 să fiu mai înalt decât ăla, de 1,85. 1,87, cât ai? 1,85. Da. Deci a fost foarte scurtă, să zic, negocierea. Ieri domnul Becali l-a sunat pe Bogdan, agentul meu. Eu, tot ce vorbea domnul Becali cu Bogdan, eu aflasem. Iar a fost foarte repede. M-am decis cu soția, cred că în 10 minute. E o nouă provocare pentru mine. Am fost un an la Gazmetan, a fost un an greu. Am calificat echipa toți în play-off, iar acum e încă o mare provocare pentru mine, și anume luarea campionatului. Asta îmi doresc. Simt că aici e clubul la care e și rândul FCSB-ului, să zic așa, după atâta timp. E momentul FCSB-ului. Scuzați, domnul președinte, dar după ceva timp și eu chiar îmi doresc și vreau să iau campionatul, sincer să fiu. Dar ce ați întâlnit cel mai mult în alegerea ta? Spune că ai discutat cu soția. Care au fost aspectele, plusurile pe care le-ați pus pe foaie? Da, domnul Becali a vorbit cu Bogdan, iar, așa cum am spus, a durat 3 ore, tot cred, și mi-am dat seama că dânsul, împreună cu stafful FCSB-ului, am simțit că ei mă doresc, iar pentru un fotbalist e cel mai important să simți că ești dorit și e mai mare ambiția să demonstrezi că meriți să fii aici. Nu mi-e frică de critici, sincer, pentru că o critică bună cât face cât două facultăți acum, să nu zic altă vorbă. Am fost la CSKA Sofia, pe urmă eu am mers la Levski, vă dați seama, am trădat în ghilimele culorile bulgarilor, însă am fost și amenințat, am fost și criticat, am trecut prin... Nu am avut într-adevăr, dar mai bine decât o amenințare sau alte lucruri mai nasoale. Dar nici nu cred că o să fac el să rateze așa cu poarta goală, că nu prea ratează. Dacă îmi pune așa 25 de goluri, e presiune, simți că a început deja să fie întoșit aici. Păi era normal. Eu, chestia asta, lucrul acesta mi-l asum. Este o echipă mare. Nu, păi a pus clauză în contract, dacă devine golgeter. Și a zis, bine, mă, dacă devine golgeter, la mine nu se ia bani decât dacă aduci bani. Adică dacă ne calificăm. Și dacă el devine golgeter, după aia, dacă ne calificăm în Cupa Europeană, ia încă 30 sau 50 de mii plus, nu știu. În Champions League 50 și încă Europa League 30. Adică în bani în plus dacă devine golgete. Crezi că de la FCSB poți pleca mai ușor în străinătate față de celelalte echipe? Da, adică dacă te uiți în ultimii ani, la câte l-auzeam pe domnul Becali, atunci ajunseserăm și a spus că a făcut în total probabil plus minus 200 de milioane de euro. Dar atunci vă dați seama că nu e altă echipă în România care a făcut și a adus atâția bani în România. Și mulți colegi de la generația de 92, cum e Benzar, Toșca și care au fost aici, au mâncat o pâine aici. Eu cred că o să fie o soluție pentru Finu, pentru Mirel, la echipa națională. Că nu-l văd la ora asta altul mai bun atacant ca el. Nu-l văd. Păi bune, mă gândesc că mai am mulți bani. Dar e vorba că nu-l văd altul atacant. Cum? Da, adevărul, da, adevărul că este Pușca. Am uitat de Pușca, iertați-mă. Pușca, da. Pușca poate să-l concureze. Aici la alții nu prea cred. Steaua, nu știu, în ultimii ani s-a calificat aproape tot timpul în Europa. Doar anul trecut a avut ghinionul să nu se califice. Ne dorim ca de acum încolo să jucăm și în Europa. E cea mai mare concurență din cariera ta? Sincer fiu, probabil că da. Adică simt că sunt important, mi se dă importanță, iar... Acesta e visul oricărui fotbalist.